Guvernul Ciolacu ia în calcul să adopte o nouă ordonanță a austerității. Viitorul act normativ prevede înghețarea unor cheltuieli publice în lunile noiembrie și decembrie. S-a ajuns la fundul sacului și, opa, se iau măsuri. Conform proiectului acestui act normativ, instituțiile și autoritățile publice vor avea în ultimele două luni din 2023 următoarele cheltuieli înghețate. Luați o foaie și un pix și notați. A. Bunuri și servicii pentru alineatele, furnituri de birou și alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. B. Reparații curente. C. Bunuri de natura obiectelor de inventar. D. Cărți, publicații și materiale documentare. E. Consultanță și expertiză. F. Pregătire profesională. G. Studii și cercetări. H. Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local în baza unor convenții sau contracte de asociere. Și I. Asociații și fundații, cu excepția angajamentelor ce vizează domeniile sănătate și asistență socială. În plus, sunt înghețate și cheltuieli importante precum lucrările publice gestionate de Compania Națională de Investiții sau plata eșalonată a salariilor obținute prin hotărâri judecătorești. Păi cum să nu? Păi nu suntem noi gospodari? Păi nu facem noi economii la buget să redresăm deficitul mama lui azi și mâine? Luăm de la ăștia mici că-s mai mulți? Că, na, ce contează că ea mari cheltuie de 1000 de ori mai mult și câștigă de 1000 de ori mai bine? Adică, de ce să ne uităm la cheltuielile pentru salariile uriașe ale șefilor din 10 de instituții cu rol de control ale statului? Sau de ce să calculăm cât iau ei cumulat cu veniturile din consiliile de administrație din care fac parte? Adică, de ce să riscăm? Uite, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, de exemplu, șefii ASF încasează anual în 12 luni 16 salarii de câte 13-15.000 de euro net și toți acești șefi sunt numiți politic. Conducerea ASF s-a luptat din răsputeri la tribunal să nu dea aceste informații privind sumele încasate, instituția a fost însă dată în judecată de un deputat USR care a cerut publicarea datelor pentru că sunt de interes public, iar magistrații i-au dat dreptate. Așa s-a aflat că este vorba de cele 12 salarii lunare, plus unul de Paște, plus unul de Crăciun, plus unul înainte de vacanța de vară, plus un bonus de încă un salariu de ziua ASF, fiecare salariu fiind între 13 și 15.000 de euro și că președintele ASF Nicu Marcu a încasat 3 sferturi de milion de lei net în 2021. Elena Dascălu, prim vicepreședinte al ASF și fostă consilieră a lui Mihai Tudose, a câștigat 713.000 de lei în 2021 de la ASF, are și o pensie de peste 140.000 de lei, sume nete, adică peste 71.000 de lei lunar și lista este lungă. Aceștia sunt doar cei de la vârf, urmează un câr de șefi, șefuți și subșefi cu salarii astronomice și aici e doar un exemplu de astfel de instituție, că avem ohoho. Știți cum mi se pare mie acest guvern? Ca o familie total disfuncțională în care atunci când se constată că se termină banii, adulții se întrunesc să găsească soluții și după ce constată că fondurile pentru facturi le-a cheltuit bunicul pe băutură, cele pentru mâncare le-a cheltuit bunica pe produse de la teleshopping, cele pentru reparații le-a investit prostata în NFT-uri, cele pentru sănătate le-a topit mama în țoale de firmă, iar cele pentru călătorii le-a pierdut unchiul la păcănele, hop, au găsit rezolvarea. Îngheață bugetul copiilor pentru ultimele luni din an. Fără petreceri de sărbători, fără studii că e cheltuială să mergi la școală, fără cărți, fără spectacole, ce atâtea mofturi, n-am înțeles. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Andrei Tetiva și ne reauzim vineri tot aici în Viva Traffic pe Viva FM la 14 și 40 de minute cu o nouă ediție din...